Bună seara tuturor, începe o nouă ediție România te iubesc. Continuăm seria Județe la stăpân, astăzi în Giurgiu, pe teritoriul căruia, în urmă cu 150 de ani, a fost înființată prima cale ferată din România. Ruta e închisă de peste un deceniu pentru că autoritățile nu sunt în stare să repare un pod. Dar județul e unul dintre cei mai mari beneficiari ai investițiilor prin PNDL, sisteme de alimentare cu apă, alte poduri sau canalizări. Milioane de euro cheltuiți pe investiții nefuncționale. Județul e pe ultimele locuri din România la lungimea rețelei de apă și canalizare. Județul Giurgiu se învecinează cu cea mai prosperă zona țării, regiunea București-Ilfov, unde este produs peste o treime din PIB-ul României. Din păcate, Giurgiu ilustrează poate cel mai bine decalajul de dezvoltare din interiorul țării. În comuna dumneavoastră există apă, canal și gaze? Nu. Apă potabilă este? Nu avem apă potabilă. Dar aveți stația de... Stația este, dar încă nu e funcțional. De ce? De ce? Așa a fost proiectul. Nu vor oamenii gaze? Nu. Să știți că nici apă nu vor. A mai fost făcută o investiție în modernizarea sistemului de apă potabilă care nu funcționa. Da, această investiție s-a dovedit și asta că nu face față, e subdimensionată și nu poate am ceva emoții acum. Județul este pe ultimul loc din țară la lungimea rețelei de apă potabilă și pe locul 4 din coadă la lungimea rețelei de canalizare. Se află printre ultimele locuri și la cantitatea de gaze livrată populației. Pe scurt, o mare parte din cei 230.000 de locuitori ai județului nu beneficiază de minimul confort pe care o țară civilizată este obligată să-l asigure cetățenilor. Și asta la doar o aruncătură de băt de capitală. De ce este Giurgiu un județ atât de slab dezvoltat? Hai să vă spun ceva. Giurgiu e unul din județele care se apropie de cota europeană. Nicolae Bădălău este parlamentarul de Giurgiu cu cea mai mare vechime în Parlament. Mergeți în Giurgiu și o să vedeți că e un județ dezvoltat. Trăiască băierii! Să trăiți! Să trăiți primare! Toată stima! Să trăiți vreoastră, domnule! Suntem în comuna Ogrezeni, localitatea natală a lui Nicolae Bădălău. Să-l întrebăm pe primar de investițiile din localitate. Primăria Ogrezeni, cel puțin de când mă aflu la conducerea acestei instituții și a comunității, de 16 ani. Demersurile noastre și ale mele personal în calitate de primar au fost neîncetat. Și în 16 ani n-ați reușit nici apă, nici canal, nici gaze? Nu. Jean Jipa este unul dintre cei mai longevivi primari din județ. De-a lungul mandatelor a fost apropiat de PDL, apoi de PNL, iar acum este la PSD. El este edilul care a pus pe sediul primăriei un banner cu UE, NATO și păia de la București. În cabinetul primarului se fumează oricât și orice, în semn de protest împotriva legii antifumat. Atunci a fost o... Nu știu ce s-a întâmplat, când lipsa mea s-a întâmplat, nu eram în România, nu eram în țară când s-a întâmplat acel fenomen. Replica este din filmul California Dreamin, unde un șef de gară ținea pe loc un întreg convoi militar al armatei americane. Fuck USA, fuck NATO! Fac Bill Clinton și pe aia de la București. Biroul primarului este plin de fum, iar pe masă sunt așezate două scrumiere cu mucuri de țigară în ele. Fă că fumați în continuare în birou. Nu, țigările sunt pe masă. Păi uitați, aveți în scrumiere. Scrumiera a fost pe fereastră. Acolo e locul și de asta? Fumat. Care? Și asta, iată-o, uitați aici, aveți iară. Alea au fost aduse de colegii mei. Tot, da? A, deci n-am făcut miroasea fumii. Vreți să fumați? Băi, nu v-am invitat și pe dumneavoastră să fumați? Nu e voie, e ilegal. E adevărat. Păi și? Se fumează în toate instituțiile statului, ca să știți. Singurul proiect major început de primar în cele 4 mandate este o rețea cu apă. Un contract de 11,5 milioane de lei derulat prin firma lui Eugen Mircea Burada, scenaristul filmului Neamărin Miliardar. Au trecut 6 ani de la atribuire. Da. Funcționează? E apă potabilă? N-am ajuns la furnizarea apei potabile. De ce? Vedeți dumneavoastră, având în vedere că banii vin prin PNDL, prin Ministerul Dezvoltării, acești bani sunt banii aceia care firmele câștigătoare de licitații în raporturile cu autoritățile publice consideră că sunt acei bani dulci care vin de la guvern pentru care nu trebuie să muncească prea mult sau să emită
certificate de calitate pentru lucrările efectuate. Jean Jipa susține că le asista plățile după ce a constatat că încercau să deconteze lucrări inexistente. Există și un proces pe care firma l-a câștigat definitiv și irevocabil. Hârtiile pe care le depuseseră erau 2,5 km de rețea de alimentare cu apă, care ea practic nu exista. Cu puțin timp înainte să descopere neregulile, primarul i-a cerut lui Eugen Burada să-i sponsorizeze excursiile prin țară pe care le organiza pentru copiii din localitate. Toate obiectivele erau mai întâi vizitate de primar și câțiva angajați din primărie, fără copii. Făceam itinerariul în conjurul întregii țări și mergeam pentru recunoaștere, pentru rezervarea unităților hoteliere, identificarea obiectivelor cultural. Domnia sa, în afară de această firmă, se cetriar, dar mai are și o firmă particulară, un ONG, non-profit. Și am adresat rugămintea, dacă vrea și poate, prin intermediul acelei companii pe care domnia, prin acel ONG, dacă vrea și poate, să contribuie alături de alți sponsori, să se alăture acestei nobile inițiative, dat fiind faptul că dânsul era un om și este un om de cultură. La nobilele inițiative plătite din sponsorizări participau primarul cât și presa locală, care difuza apoi reportaje despre evenimente. În timp ce primarul îi cerea patronului bani pentru excursii, patronul trimitea la primărie de conturi de plată pentru lucrările la rețeaua de apă. În momentul când am făcut măsurătorile și am constatat, și dirigintele de șantier a constatat că lucrarea nu este conformă, așa cum practic inițial o avizase, a înțeles să facă un denunț penal la Departamentul Național Anticorupție, că cel pe care îl aveți în fața acestei camere acum a încercat să-l șantajeze. A urmat un dosar la DNA despre care primarul spune că a fost clasat. Jean Jipa mai susține că în trecut a încercat să depună la Ministerul Dezvoltării, pe atunci condus de Elena Udrea, și un proiect pentru înființarea unei rețele de canalizare. De ce n-ați reușit să faceți canalizare? S-o aveți deja acum, în 2020. Pentru că n-am vrut să mă fac părtaș a unor fapte care foarte mulți politicieni le fac. Primarul spune că a refuzat să semneze hârtiile după ce o persoană din minister i-a condiționat acordarea finanțării de cumpărarea acestei case părăsite din sat. Tranzacția ar fi trebuit făcută din fondurile primăriei. Dar factorii decizionali care erau împuterniciți să aprobe acel proiect? Cine? Oameni politici. Cine? Oamenii politici. Cine? V-a impus cine? O să dezbatem acest detaliu cu o altă ocazie. E un interes public justificat. Dacă ăsta e motivul pentru care oamenii din localitatea noastră încă n-au canalizare. Și există, și există aceste motive. Cine? Și acum. Și de contările la Ministerul Dezvoltării un se fac... Un ministru, un secretar de stat, un președinte Consiliului Județean, un prefect, un coleg primar. Cine v-a impus chestia asta? Oameni politici, și v-am zis, vă promit că cu ocazia... Cu ocazia, la vremea aceea era PDL. PDL-ul, cineva din PDL... Da, m-a chemat la Ministerul Dezvoltării și a spus, asta e condiția. Se vinde casa asta cu suma asta pe care ți-i transfer tot eu în contul primăriei, pe care o pui la dispoziție doctorului sau poți să faci ce vrei cu ea, să se vândă casa asta, intră proiectul. Una peste alta, după un periplu prin trei partide și 16 ani consecutiv la conducerea primăriei, Jean Jipa nu a reușit să aducă apă, canal sau gaze în localitate. România, comparând cu alte județe, de ce e Giurgiu pe ultimele locuri, județul? Credeți că sunt în măsură să vă răspund la această întrebare? Sincer, acum. Această întrebare puteți să o adresați președintelui Consiliului Județean. Mergem așadar la șeful său ierarhic de la partid, Marian Mina, președintele Consiliului Județean, finul senatorului Nicolae Bădălău. ProTV. De la? ProTV. Toate ședințele consiliilor județene sunt evenimente publice. În câteva minute, un jandarm vine să ne scoată din sală. Alo, vă rog frumos. De ce se părăsi? E o ședință publică de Consiliul Județean cu alți reprezentanți. Acreditare? Cum să nu am acreditare? Am legitimație. Cum să părăsim? E o ședință publică. Pentru a afirma o ședință publică alături de alți colegi ai noștri din presă, nu avem acreditare. Păi da, nu știu, pentru așa ceva aici. Așa ceva în ce sens? Dar celelalte televiziuni, de exemplu? Haideți să... Haide. Unde doriți să mergem? Mergem până afară, să discutăm. Haide cu domnul să mergem până afară.
Potrivit articolului 19 din legea privind liberul acces la informații publice, autoritățile și instituțiile publice nu pot interzice în niciun fel accesul mijloacelor de informare masă la acțiunile publice organizate de acestea. Jandarmeria ne escortează pe hol, unde o angajată ne spune că nu putem intra pentru că nu suntem acreditați și la Consiliul Județean. E vreo problemă să participăm la această ședință? Avem legitimații valide, e ședință publică. Este ședință publică, vă permit accesul, dar fără cameră de la vedere. Păi cum? Că sunt toți colegi, cum să nu? Și colegii? Nu aveți voie, că nu aveți acreditare. Eu chiar vă invit la ședință, dar fără să filmați. Ca într-o scenă din Kafka, în timp ce înăuntru se cântă imnul. Pe hol, noi suntem păziți pe rând de jandarmerie, poliție și o firmă de pază privată. Jandarmeria, da. Obiectivul prefecturii? Obiectivul prefecturii, da. Și dânsii se află în incinta Consiliului Județean. Și dânsii se ocupă de obiectivul Consiliului Județean? Obiectivul Consiliului Județean. Din aceeași clădire? Din aceeași. Prefectura și Consiliul Județean împart aceeași clădire. Un etaj este păzit de jandarmerie, celălalt de firma privată. De ce aveți și jandarmerie și firmă de pază? Că ambii ne-au păzit. Jandarmeria este a prefecturii, nu are legătură cu mine. Păi și de ce a venit jandarmeria să ne scoată? Că am înțeles că de la dumneavoastră. La mine. Bun, deci și jandarmeria nu are... Am și o întrebare generală pentru dumneavoastră. De ce este județul Giurgiu unul dintre cele mai slab dezvoltate din țară? Nu, așa-l vedeți dumneavoastră. Județul Giurgiu a beneficiat de investiții foarte mari în mediul rural și nu cred că există primărie din județul Giurgiu care nu are în momentul de față în derulare sau în procedură de derulare drumuri, apă, canal, școli, grădinițe, dispensare, primării. Cred că dumneavoastră filmați doar unde vă convine. Ne întoarcem la firul ierbii, în comuna Gostinari. Oi. Lângă stația de autobuz, un panou anunță cea mai mare investiție finanțată prin PNDL din județul Giurgiu. Un pod de 28 de milioane de lei care ar trebui să lege două sate de pe o parte și cealaltă a râului Argeș. O investiție strategică pentru întreg județul. Lucrările au început în 2016, când Marian Mina și un întreg alai de oficiali inaugurau cu mare fast șantierul împreună cu primarul. Această zi solemnă de 3 august, ca să o numesc așa. Este ziua în care vrem să demonstrăm locuitorilor comunei Gostinari că fosta echipă și actuala echipă din cadrul primăriei comunei Gostinari nu având dut iluzii. Ce se întâmplă, ce vedeți că se întâmplă în spatele meu, domnul primar de la Gostinari a spus din campania electorală și uite că se ține de cuvânt, nu a vândut iluzii. În 2017, noiembrie, dacă nu vom întâmpina probleme, sper să fie gata. Respectiv, construirea podului rutier peste râul Argeș, care are o lungime de 220 de metri, iar valoarea este undeva estimată la în jur de 7.800.000 de euro. În prezent, șantierul este abandonat, iar localnicii își riscă viața traversând pe un pod improvizat din cilindrii de beton, care se degradează de la o săptămână la alta. Trece și el pe pod, primarul, cu mașina lui. Cade un copil în apă, ce face? Viceprimarul ne prezintă un teanc de dosare și câteva schițe cu podul. Cam așa trebuia să arate podul și vapoarele, că este un pod navigabil. De cât timp a zis că e blocat proiectul? Cam de 6 luni nu s-a mai lucrat. Primarul, când a fost inaugurarea aceea cu FAST, a promis în 2 ani oamenilor că o să termenul de execuție ăsta era. Da, 2 ani. 2 ani. Și momentan e blocat în lipsă de fonduri. Potrivit primarului, constructorul a abandonat șantierul după ce Ministerul Dezvoltării a tăiat finanțarea în timpul lucrărilor fără nicio explicație. La nivel politic, practic, atât dumneavoastră, cât și Consiliul Județean, cât și Ministerul Dezvoltării erați din același partid. Ar fi trebuit să fie o chestiune simplu de rezolvat în interesul cetățenilor. Dați-mi voie să nu vă răspund. Hai să nu mai vorbesc, că nu e bine. De ce? Credeți că v-a sabotat cineva sau ce? Nu știu. Poate mi s-a tras frâna de mână. Tot în Gostinari, primăria a investit peste 5 milioane de lei în două sisteme de alimentare cu apă. Ambele trebuiau să funcționeze la ora actuală. Nu avem, încă nu este apă potabilă în zonă. Da, păi și nu asta era rolul stației, să rolul filtreze? Rolul stației să filtreze. Să dea apă? Da. Și nu, e, nu se poate? E o problemă în pânza freatică? Sau... O problemă acolo în zonă la Puțuri. În ce sens? În ce sens? Nu, la analize nu a ieșit potabilă. Puțurile au fost forate într-o zonă în care pânza freatică este atât de infestată încât apa nu mai poate fi tratată. Ea e făcută degeaba? Momentan, da. Toată apa este infestată în toată zona plină de gaze.
Deci acolo am două sau trei puțuri care sunt. Dacă le vedeți cum sunt deasupra, le dăm foc cu bricheta și ard în continuu. Dar s-a făcut vreo analiză la nivelul primăriei că poate e de recuperat un ban de undeva, dacă a fost asta o eroare. Rămâne de văzut. Aceeași firmă a câștigat proiectul de alimentare cu apă din Mironești, celălalt sat din Gostinari, unde nu sunt probleme cu pânza freatică. Nici aici apa nu curge pentru că lucrarea n-a fost terminată. N-au mai venit să mai facă. Păi cum, așa poate să vină să vă zică că ei nu mai au chef să lucreze? Da, i-am spus, domnule, nu veniți să terminăm, lasă, domnule, că avem timp. Potrivit primarului, firma câștigătoare a încheiat peste capul primăriei, direct cu Ministerul Dezvoltării, acte adiționale pentru prelungirea termenului de execuție. Cereți penalități pentru că nu-și fac treaba la timp? Nu am nicio pârghie să le cer. Domnule, actele adiționale s-au încheiat la Ministerul Dezvoltării. Eu n-am cerut așa ceva. Dar din punctul dumneavoastră de vedere, era vreo justificare pentru a prelungi termenul prin act adițional? Domnule, sincer, nu. Milioane de euro au fost cheltuite în județul Giurgiu pe sisteme de apă care nu dau apă potabilă. Nu 100% potabilă, dar cât mai bună față. Cât la sută potabilă? E potabilă sau nu? Nu există cât la sută. Nu este 100% potabilă. V-ați înțeles? După pauză vorbim cu primarii și încercăm să aflăm motivul. Zeci de mii de oameni din Giurgiu trăiesc în localități unde s-au cheltuit milioane de euro pe sisteme de tratare a apei nefuncționale. Mergem la primari să-i întrebăm de ce. Apoi vizităm și Prundu, o comună cu apă, canal, străzi, trotuare asfaltate, totul din fonduri europene. Primăria și-a făcut până și circuit de motocross din banii de la Bruxelles. Este una dintre comunele din România cu cele mai multe proiecte europene finalizate și funcționale. Așa cum vă spuneam, în județul Giurgiu, cetățenii încep să trăiască decent, mult mai decent decât în alte județe. Mergem în comuna Colibaș, unde sistemul de alimentare cu apă a fost câștigat de firma familiei Bădălău, NBG SRL, fix în perioada în care Nicolae Bădălău ocupa funcția de director general. De când e stația asta? De 2 ani. Și curge apa în casă? Da. Puteți să beți? N-am băut de ea dacă s-a anunțat că nu e potabilă. Studiul geo făcut la proiect a spus că este apă, că este debit de apă, că o să fie apă de calitate, dar nu a fost, apa s-a contaminat, nu știu să vă spun. Pe urmă am făcut alte studii geo și nu este apă potabilă în toată zona. Însă poate cel mai răsunător eșec al acestor sisteme de alimentare cu apă trase aproape la Indigo îl găsim în Adunații Copăceni, la o aruncătură de băți de București. Apa este de aici că nu poate să o bea. De ce? Nu știu, zice că miroase. Păi dacă ei a spus că nu e bună de băut, nici la animal nu-i dau. De multe ori mi-e mai gălbui așa. Aveți curajul să beți? Să beau? Da. Da, de acolo, de aia? Da. Cum dracu să beau de acolo, nu? În 2009, primăria Adunații Copăceni licitează realizarea unui sistem de apă potabilă. Dan Rusu este actualul primar. Investiția a fost făcută în anul 2009-2010 de fostul primar, unde s-a constatat că, de fapt, unde a fost așezată stația de apă, acolo avem amoniu foarte mult impregnat în pânza freatică. Și nu putem să o facem potabilă din cauza asta. După ce a cheltuit 2 milioane de euro, primăria și-a dat seama că apa avea în continuare concentrația de amoniu de 9 ori peste limita normală. Proiectul a fost realizat de firma Romstrade, deținută de un fiu al comunei, omul de afaceri Nelu Iordache. Proiectantul cred că a fost de vină la acest proiect, executantul execută după proiect, n-are ce să facă. Așa că în 2015 primăria investește încă 1 milion de lei în modernizarea sistemului ca să le dea în sfârșit oamenilor apă bună de băut. Rezultatul? Această investiție s-a dovedit și asta că nu face față, e subdimensionată și nu poate să alimenteze toată comuna. Deci, dar poate a doua investiție poate să ofere apă potabilă? Poate să ofere apă potabilă, nu la parametrii normali. Dar potabilă sau nu? Nu 100% potabilă, dar cât mai bună față. Cât la sută potabilă? E potabilă sau nu? Nu există cât la sută. Nu este 100% potabilă, m-ați înțeles? Dar mai bună decât cea care o avem acum. Mergem mai departe în Călugăreni, locul unde Mihai Viteazu i-a învins pe turci. Da. Și noi ne pregătim de campanie acum. Ah. Dar al câtelea mandat sunteți? Asta e al treilea. Candidez pentru că toate proiectele care le-am promis până acum au fost îndeplinite. În continuare mai am proiecte de dus la îndeplinire și trebuie să le duc.
populația consideră că este mulțumită de realizările noastre. 3 sate din 5 nu au apă și canal, iar despre gaze nici nu se pune problema. În 3 mandate, Marin Voinea a reușit să atragă doar 180.000 de euro din fonduri europene. Banii din afară merg unde trebuie să meargă, domnule, nu merge în România. Eu am mers de câteva ori la Bruxelles. Deci stăm chiar bătuți în cap, stăm chiar în chiuri. Ce dracu, deci banii merg unde trebuie să meargă. Merg la puterile, la puterile mari, la puterile dezvoltate, la țările dezvoltate. E o conspirație. Eu vă spun adevărul, așa văd eu. Pe site-ul partidului, în dreptul proiectelor finalizate în comuna Călugăreni, apare și cel intitulat Sistem de canalizare în satele Uzunu și Hulubești. Dar nu e terminată toată. Nu e terminată toată canalizarea în Uzunu? Nu, e rețea, domne. Nu, în Uzunu, asta vă... Păi e rețea. De există o rețea. O rețea poate să fie pe drumul principal. Canalizarea în tot satul, asta înseamnă să fie pe toate străzile. Deci nu e canalizare în tot satul. Nu, în tot. E doar pe drumul principal. Puneam mâna în cap, Dumnezeu. Da. Ca să înțelegeți mai bine, sistemul de canalizare în Uzunu și Hulubești înseamnă o țeavă pe cele două străzi principale și încă una pe o stradă secundară. Restul străzilor nu au canalizare. Pe strada principală, pe o singură parte, da, da. Și pe o stradă secundară. Da, da. Asta e tot proiectul. Este rețea. Da. Deci rețea. Și merge la urmă. Și păi, celelalte case de pe celelalte străzi, dacă vor se branșeze la canalizare? Păi în momentul de față v-am spus acum? Ce am eu. Deci dacă vă spun că e o rețea. Mergem pe teren să deschidem un cămin de vizitare. Țeava principală este tăiată cu bonfire-ul ca să aibă pe unde să se scurgă dejecțiile din țeava care leagă casele de peste drum. Plecăm din Călugăreni și mergem în sudul județului. Suntem în comuna Prundu. Până asta se face aerul. Ridică, da, ridică și vine, trage până absorție. Așa arată un sistem de canalizare prin vacuum, făcut din fonduri europene. Da. Și e peste tot la fel, stradă secundară, sat, comună. Pe fiecare stradă, uite, avem. Aceasta este stația de epurare, face parte din același proiect, cu tot cu utilaje, tot din fonduri europene. Care pompe care le circulă, trece pe filtre acolo. Iar aici ne aflăm în stația de tratare a apei, alt proiect din fonduri europene cu pompe, filtre și puțuri care aduc apă de la o adâncime de 340 de metri. A fost un proiect mai mare prin care am și făcut o rețea de drumuri, am făcut și rețeaua de alimentare cu apă și rețeaua de canalizare. În același proiect? Da. Cătălin Corbea este primar la al treilea mandat și unul dintre cei mai mari agricultori din județ. Valoarea cred că a fost puțin peste 3 milioane de euro. Pentru tot? Drum? Apă? Da, da, da. Ok. Și aveți apă potabilă în toată comuna în momentul de față? Avem branșamente la nivelul de peste 90%. Apa și canalul le-a terminat din primul mandat. Alimentarea cu apă cred că a durat un an jumate până a fost operațională și canalizarea un pic mai mult. Comuna are propriile mașini de gunoi, stație de tratare și colectare a deșeurilor menajere și pubele cumpărate din fonduri europene. Astea sunt date cu titlu gratuit de primărie pentru fiecare gospodărie. Fiecare gospodărie, da. 20 de lei pentru alimentare cu apă, 20 de lei pentru canalizare și 15 lei pentru gunoi. Deci astea sunt sumele pe care, da, astea sunt sumele pe care le plătește o gospodărie. De trotuare s-a ocupat primăria. În localitate sunt 80% din străzi au și pavaje. Sistemul de iluminat public, tot din bani europeni. Trandafirii și arborii de pe marginea drumului, fonduri europene. Băncuțele, ați ghicit. Băncuțele acestea sunt construite cu lemn exotic. Dacă vă uitați la ea, băncuța are vreo 7-8 ani și este aproape ca nouă din fonduri europene. Da. Comuna are un teren și o sală de sport finanțate de guvern. În perioada de iarnă copiii își fac orele de sport aici, aproape fiecare zi. Și la diverse activități în perioada de weekend, de exemplu, antrenamente pentru karate. Dispensarul din localitate a fost renovat și dotat tot din fonduri europene. 4 medici asigură serviciul de permanență. Sunt cumpărate pe proiect, da. Tot noptiere, paturi, lucrul cabinetului, zona unde se fac tratamente. Aici avem zona de băiță și asta este... Zic eu că e la standarde și moderne. Și vă merge apa sau nu? Hai să vedem. Tot ții drumul. Mergem să vizităm și o grădiniță făcută din fondurile primăriei, 60.000 de euro. Ce grup avem? Deci 7 de copii. Grupă combinată. În interiorul unei săli avem inclusiv un vestiar, o băiță pentru piticuți, cu jucărioare. Aici sunt dulăpioarele pentru copii. Când am venit la primărie, în prima săptămână
Am chemat-o pe mama, vine să vezi ce frumos am făcut biroul la primărie și azi mama, pe mine mă chem când termin școlile. Locurile de joacă, toate jocurile de joacă care le avem în localitate sunt numai din Spania. Sunt foarte multe lucruri pe care le facem noi. De exemplu, am achiziționat locurile de joacă, dar de montat le-am montat noi. Adică n-am dat, dom'le, hai, vreau niște locuri de joacă, facem o licitație, adun locurile de joacă și montează-mele și nu mă mai interesează, știți? Prin investițiile făcute, primarul a impus și o identitate vizuală a comunei Cărămida și Țigla. Cele două sate sunt înconjurate de un drum agricol transformat în centură ocolitoare după ce drumul a fost asfaltat din fonduri europene. L-am gândit în așa fel încât să putem să îndeplinim condițiile de drum de exploatare și să ne și legăm cele două localități. Am avut șansa să atingem atât de multe terenuri agricole pe parcursul drumului, ca să putem să luăm punctajul maxim să primim finanțarea. Într-o curte de la marginea comunei, lângă mașinile de gunoi, găsim un încărcător multifuncțional, un buldoexcavator, vidanje, cisterne, tractoare, remorci și lame de dezăpezit. Acum primăria are în derulare un proiect pentru alte rigole betonate, o tehnologie nouă în formă de U, ca să aibă mai mult loc pentru spațiu verde. Faptul că ai o corectă scurgere a apelor de sub fundația drumului și drumul rezistă mai bine. Faptul că pe stradă nu mai ai apă deloc, pentru că în momentul în care se închide cu următorul strat de asfalt, pe o pantă și o realizare corectă, nu vei avea după o ploaie de 20 de litri, nu vei avea nicio băltoacă de apă pe șosea. Iar din 2015, Prundul apare și pe harta competițiilor internaționale, după ce primăria a amenajat un circuit de motocross din bani europeni. Malurile râului Argeș, principalul curs de apă care străbate județul Giurgiu, s-au transformat în gropi de gunoi. Garda de mediu ridică din umeri. Și e gunoi de mult timp, nu e gunoi de luna trecută sau de acum două luni. Nu știu dacă dumneavoastră puteți să identificați concret vechimea deșeurilor. După pauză încercăm să aflăm și de ce pe prima linie de cale ferată din România, București-Giurgiu, nu se mai circulă de 15 ani. Județul Giurgiu are peste 100 de milioane de euro fonduri europene să aducă apă și canal în 10 de localități. În 6 ani, abia a terminat un studiu de fezabilitate și banii sunt la un pas de a fi pierduți. Vizităm și râul Argeș, pe malurile căruia au apărut 10 de depozite de gunoi ilegale. Se văd la propriu din satelit, iar autoritățile par să fie singurele care nu știu de această bombă ecologică ce poate infesta pânza freatică. Începând cu 2014, Giurgiu are la dispoziție fonduri europene de peste 100 de milioane de euro ca să aducă apă și canal în aglomerațiile cu peste 2000 de locuitori. Adică în peste 30 de localități din județ, inclusiv în cele prezentate de noi. Este un obiectiv stipulat în strategia de dezvoltare a județului, aflat inclusiv în responsabilitatea Consiliului Județean. Au trecut 6 ani și de-abia s-a terminat studiul de fezabilitate. Vis-a-vis de canalizare, sunt date oficiale. Da. Acționarul majoritar împreună cu ADI-ul Giurgiu au întârziat cu firma de consultanță, ceva de genul ăsta. Acum am înțeles că au... Proiectul trebuia să fie pentru bugetarea 2014-2020. Suntem în 2020 și de-abia s-a trimis SF-ul la Ministerul Fondurilor Europene. Nu pot să vă răspund eu. De buna derulare a proiectului sunt responsabili Asociația de Dezvoltare Intracomunitară, ADI, al cărui președinte este angajat al Consiliului Județean, și Operatorul Regional de Apă, al cărui acționar majoritar este Primăria Giurgiu. Două instituții care se află la propriu una peste drum de cealaltă, conduse de oameni din același partid care ar trebui să lucreze împreună în interesul cetățenilor. A fost trecut în strategia județului. Nu mă întrebați pe mine, nu eu am pornit acela de ei, nu eu am împărțit acțiunile. Părerea mea proprie și personală că este un ADI început prost, derulat prost. Proiectul respectiv a fost, să zicem că a fost întârziat din cauza acestui proces în instanță intentat în nume propriu, atenție, de către primarul de Giurgiu. Împotriva cui? Împotriva Asociației de Dezvoltare. Okay. Florin Velicu a condus ADI-ul din 2014 până luna trecută. Spune că proiectul a întârziat atât de mult din cauza primarului Nicolae Barbu, care s-ar fi opus includerii comunelor în proiect. A spus că ce îl interesează pe dânsul apa și canalizarea celor de la țară. A durat cam 3 ani jumătate. 3 ani jumătate din cauza procesului nu s-a mișcat? Din cauza procesului, culmea, a câștigat în primă instanță, iar
În instanța de apel am reușit să întoarcem soluția și să casăm soluția inițială. Pe scurt, Florin Velicu descrie o luptă pentru putere asupra operatorului regional de apă, instituția prin care se va derula licitația. Primarul are altă variantă. Nu, nu i-am dat niciodată în judecată pe acest principiu. Judecata noastră cu ei, cu ADI-ul, este pentru conducerea operatorului regional. Atâta timp cât primăria, municipiul Giurgiu, are 83% din operatorul regional, trebuie să aibă și conducerea. Dumnealor vor să aibă și conducerea pentru că e un proiect de 150 de milioane de euro. Dumnealor cine? Dumnealor ADI-ul și Consiliul Județean. Deci că vor vrea e o bătaie între Consiliul Județean și primărie pe nu cine conduce ADI? Nu este o bătaie pentru că nu ne batem. Este vorba de principiu. Aici este toată treaba. Dar acesta nu a întârziat cu nimic proiectul european. Una peste alta, proiectul bate pasul pe loc de 6 ani. Marian Mina spune că s-a întârziat atât de mult încât județul va pierde fondurile europene. La ce vă referiți? Să nu vă financeze proiectul de apă și canalizare în totalitate? Nu, să nu terminăm în termen și să plătim corecții, penalități. Și aveți voi estimare în acest sens? Nu am, că nu o fac eu. Poate mai grav este că în timpul scurs unele localități au fost scoase de pe lista de investiții, deoarece au pierdut din populație și nu mai ating pragul de 2000 de locuitori. Cazul Oinacu este o comună lângă Giurgiu, care inițial era aglomerare, prin evaluarea care s-a făcut la nivel de master plan, în 2016. Acum consultantul a făcut reevaluarea situației actuale. Și, din păcate, în cazul comunei Oinacu, nu mai îndeplinește condițiile pentru a fi aglomerare, să putem să promovăm aceste investiții. Noi, bine, încercăm... Au pierdut apă și canal. Au pierdut partea de canalizare. Noi ne întoarcem pe teren să discutăm tot despre apă. Pe aici intră în județ râul Argeș, principalul curs de apă. Pragul de beton care ar trebui să protejeze oamenii de inundații a fost luat de ape. În lipsa acestuia, râul a început să sape la piciorul podului din Amunte. În tot județul, Albia și malurile râului au fost mutilate de balastiere și sufocate de munți de gunoaie. La Mihăilești, cursul apei a fost efectiv modificat de balastiere. Iată cum arătau malurile în 2001. Și iată cum arată acum. Gropile lăsate în urmă de balastiere s-au transformat în depozite ilegale de gunoi. Asta ar trebui să fie o baltă unde să vină pescarii să pescuiască. Și de fapt aici vin cu excavatorul și împing gunoiul în apă. Am mai mers 150 de metri printre balastiere. Ăla e Argeșul, acolo jos. Și în partea cealaltă, peste drum, e altă fostă balastieră care s-a transformat în groapă de gunoi. Ia uite câte mormane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Altă groapă de balastieră transformată în groapă de gunoi ilegal. Situația se repetă în multe locuri din județ. La Grădiștea, în aria Parcului Național Comana, găsim din nou combinația de fostă balastieră, gunoi și pânză freatică. La Adunații Copăceni, drumul de pământ care duce spre alte balastiere e flancat pe o parte și pe cealaltă de munți de gunoaie la câțiva metri de malul apei. La malul spart se aruncă necontrolat și se ard zeci de cauciucuri, o problemă sistemică. Sunteți senator în Comisia de Mediu și vreau să vă întreb o chestiune concretă legată de acest aspect. Ce ați făcut pentru râul Argeș? L-am filmat, a fost de-a lungul anilor sfârtecat efectiv de balastiere și o mare parte din malurile râului sunt gropi de gunoi. Excelență, sunteți într-o mare eroare. Râul Argeș, pentru că de ani de zile nu s-au mai făcut lucrări, a săpat și a luat foarte multe, a săpat în terenurile agricole ale oamenilor, diminuindu-le proprietățile. Pe râul Argeș trebuie lucrări de amploare pentru a se regla firul Argeșului. Despre asta e vorba. Partea cu gunoaiele, întrebați-i pe cei care sunt. Atâta timp cât noi am fost la guvernare, a fost curățat de ecologiști și chiar și de noi prin acțiuni. La Mihăilești, imaginile din satelit arată foarte clar că depozitările de deșeuri au început în 2017 și s-au tot extins. Vorbim despre două locuri care se văd din satelit în aceea zonă. La Grădiștea, din nou, imaginile din satelit arată că depozitările au început din 2016 și au tot crescut. Este un dezastru ecologic acum, vă intră în pânza freatică, gunoiul. Deci spuneți, vă intră că nu este... În Giurgiu, vă... Haideți la asta, să... nu dumneavoastră personal. Așa, cred că realizați că la asta mă refeream, nu? Și eu v-am dat dreptate și v-am spus că ne-am adresat instituțiilor abilitate. Mai mult ce aș putea să vă să mă duc să-l trag de urechi pe domn primar de acolo. Da.
Nu SMI se subordonează mie, să știți. Se subordonează prefecturii. Prefectura închide ochii. Sau nu închide, nu știu. Prefectura de la etajul 1 de aici? Da. Sunteți în aceeași clădire, ar trebui să lucrați împreună, păi, să opriți lucrul ăsta. Lucrăm împreună doar când le convine. Coborâm noi un etaj până la prefectură. Aneta Matei a fost numită recent în funcția de prefect. Politic este dintr-un partid rival cu cel al președintelui de Consiliu Județean. În birou se află fostul președinte, în prezent șef de cabinet, și directoarea Gărzii de Mediu Giurgiu, aflată în această funcție de mai bine de 3 ani. Toți încearcă să ne explice că așteaptă sesizări. Da. Dar dacă dumneavoastră, ca șef al acestei instituții, într-o zi vă plimbați cu mașina și vedeți că e o groapă de gunoi, vreți să-mi spuneți că trebuie să așteptați o tematică sau o sesizare de la altcineva? Nu. Autosesizez. Despre asta vorbim. Și cum dumneavoastră aveți puterea să vă autosesizați, bănuiesc că și subordonații dumneavoastră au aceeași putere, nu? Da, aveți în organigramă angajați care au puterea de a se autosesiza, nu? Legală mă refer, nu? Da. Noi încercăm să le explicăm că vorbim de gunoaie care se văd la propriu din satelit. Și e gunoi de mult timp, nu e gunoi de luna trecută sau de acum două luni. Nu știu dacă dumneavoastră puteți să identificați concret vechimea deșeurilor. Păi pot să identific și vă spun de ce. Eu vă spun. De exemplu, se vede pe Google Earth. Și da. Se vede că erau acolo și anul trecut. Deci, în momentul ăsta în care vorbim, știți care sunt punctele critice cu gunoi pe marul râului Argeș? În momentul ăsta nu. De ce? Păi există puncte unde pot fi oricând și ori la orice oră aruncate deșeuri menajere? Da, putem să mergem împreună acum și vi le arăt. Foarte bine, iau la cunoștință în prezența noastră. Eu nu pot să stau pe râu Argeș pe timpul. Să știți că noi vă mulțumim, pe noi ne ajută foarte mult ce ne-ați spus acum. O să avem în vedere. Plecăm din Giurgiu și mergem înapoi în județ să vedem infrastructura mare. Suntem în Grădiștea. Localitatea are două gări și niciun tren. Spatele meu e gara mai nouă, construită la sfârșitul anilor 80. Aceasta e a doua gară din Grădiștea, mai veche. Podul de la Grădiștea a căzut la inundațiile din 2005. De atunci, legătura feroviară București-Giurgiu, prima cale ferată construită în România, nu mai este funcțională. Podul rămas în picioare, nu este nici el funcțional. A fost început de comuniști, dar lucrările s-au întrerupt la Revoluție. Cu timpul s-a degradat într-atât de mult, încât și acesta trebuie demolat. Răzvan Cuc este deputat de Giurgiu și a fost de două ori ministru al transporturilor. Am fost să mă prezint în fața dumneavoastră cu niște măsuri concrete și cu niște lucruri concrete, nu doar cu alte promisiuni, că se va face. În 2017 am mers cu toți directorii din minister la Giurgiu ca să redea alegătorilor vestea cea bună. Noi am dat termen de finalizare 2019 pentru podul de la Grădiștea, care este practic veriga lipsă din deschiderea coridorului. Veriga lipsă lipsește și astăzi. Linia de cale ferată ar trebui să lege capitala de municipiul Giurgiu și alte 6 comune din județ. În total ar deservi 80.000 de oameni, adică o treime din populația județului. În mod normal, traseul de 60 de kilometri n-ar trebui să dureze mai mult de jumătate de oră. În prezent, trenul spre Giurgiu ocolește pe la Videle și face cel puțin o oră și jumătate. Așa că localnicii circulă cu microbuze, un mijloc de transport mult mai scump. Oamenii din Giurgiu au văzut foarte clar că guvernul PSD a deblocat și a scos la licitație podul de la Grădiștea, că nu a venit o firmă care să presteze. Nu este vina anulată, nu se întâmplă nimic în realitate. Nu este vina PSD-ului, mare atenție, faptul că alții au omorât firmele de construcții din România, ăia să-și asume. Din 2005 și până în prezent, în birourile din minister s-au cheltuit 1 milion de lei pe 3 studii, apoi încă 340.000 de lei pentru revizuirea unuia dintre ele și încă 8 milioane pentru un al doilea studiu. Pe teren, podul prăbușit a fost vândut la fier vechi. Când e Argeșul secat, ies la iveală câteva resturi din podul metalic pe care n-au reușit să le vândă la fier vechi. În cei 15 ani, calea ferată s-a degradat, la fel și gările, iar costurile de repornire a rutei au crescut continuu. În caietul de sarcini găsim un detaliu înspăimântător. Pe această cale ferată circulă trenurile dinspre București spre Giurgiu. În orice moment, legătura feroviară cu județul ar putea fi retezată de tot. De luni bune, Ministerul Transporturilor are pe masă un raport tehnic din care reiese că acest pod este un pericol iminent, ar putea să cadă oricând și este un pericol atât pentru șoferii care circulă pe deasupra, cât și pentru pasagerii din tren. De atunci și până acum, nimeni n-a luat nicio măsură.
Elementele de rezistență sunt în stare avansată de degradare, betonul și armăturile au început să o ia la vale. Experții au recomandat Ministerului Transporturilor să înceapă construcția unui nou pod în cel mult 3 luni de la finalizarea raportului, adică în ianuarie 2019. Până atunci au cerut autorităților să toarne măcar un strat nou de asfalt pe suprastructura podului șubrezit, ca să mai preia din șocuri. Nici asta nu s-a întâmplat. Deplasările în asfalt arată clar faptul că podul se mișcă și crapă stratul de uzură. Pe aici trec zi de zi trenuri spre Giurgiu și restul țării. Ne mutăm la adunații Copăceni. Circulația de pe podul DN5, principala poartă de intrare în județ, este închisă. Mașinile și tirurile ocolesc pe un drum improvizat. Podul a fost închis pe mandatul lui Răzvan Cuc, cu promisiunea că va fi gata în decembrie. Avea termen de finalizare. După cum știți, de la începutul lunii noiembrie, n-am mai fost ministru. Eu, dacă eram ministru, eram pe acel drum cel puțin săptămânal de două ori. Mergem la noul ministru să-l întrebăm de pod. Trebuia deschis în decembrie pentru că a fost închis în vara anului trecut pentru reparații și lucrările de reparații trebuiau să dureze 6 luni. Ia să văd eu care e situația în acest moment. Dar îți dai seama că le arde lăștea de pod la zeci de drumuri închise. Nu, la ăștia de la Cnair, zic, nu, la oameni. Ca un detaliu, lucrările între București și adunații Copăceni au început în urmă cu peste un deceniu și ne-au costat până acum peste 100 de milioane de lei. Ce? Ce a descoperit? Suntem deja la al doilea constructor care, după ce a dat la o parte betonul vechi de pe pod, și-a dat seama că sistemul de prindere descris în documente era diferit de cel pe care l-au găsit ei în teren și riscau să răstoarne podul cu totul dacă montau noile plăci de beton. Le-am cerut celor de la compania de drumuri să găsească soluții astfel încât până la mijlocul anului să finalizăm lucrările acolo. Mergem mai departe la a doua poartă de intrare în județ, centura Mihăileștiului, aflată la stadiul de șantier părăsit. Suntem pe centura Mihăileștiului. Aici lucrările bat pasul pe loc de aproape un deceniu. O bătaie de joc de ani buni, șantierul este părăsit. În lipsa centurii, drumul european E75 trece prin centrul orașului Mihăilești. În fiecare weekend, șoferii pierd zeci de minute în cozi kilometrice, în timp ce locuitorii orașului suferă din cauza noxelor și a poluării fonice create de tiruri și de basculante. Sunt doar 3 km pe care Ministerul Transporturilor pur și simplu nu e în stare să-i dea gata. Contractul a fost atribuit inițial în 2012, reziliat și relicitat în 2016. Anul trecut, Răzvan Cuc a reziliat și al doilea contract de față cu presa, după mai multe neînțelegeri cu constructorul în privința prețului și a ritmului de lucru. Astăzi, nu mâine, astăzi, deci astăzi, reziliați contractul. După reziliere, șantierul a încremenit de tot. Era apanajul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București, după ce am reziliat contractul, să facă o expertiză, care să ne spună restul de executat, după aceea să se înceapă lucrările în regie proprie. Știu că cei de la DRDP București s-au mișcat foarte încet și trebuiau să o finalizeze și să dea drumul. Deci cu o firmă, bună, lucrările acolo se termină în 3-4 luni. Direcția de drumuri și poduri București, în subordinea căreia se află drumurile naționale din județul Giurgiu, a fost condusă în ultimele două mandate tot de oameni din Giurgiu. Ultimul șef este soțul deputatei de Giurgiu, Cristina Dinu, iar cel dinaintea lui, din perioada 2012-2016, este Marian Mina, actualul șef al Consiliului Județean. Nu l-a derulat DRDP, nu știu să vă răspund, CNAIR-ul, credeți-mă. Păi CNAIR-ul, cum să spun, le trimite la DRDP, DRDP-ul la CNAIR, e absurd. Este... Rezultatul după 10 ani e că oamenii aia n-au centură. Nu cred că pot să vă răspund eu de la Consiliul Județean de ce domnul Cuc a făcut un teatru ieftin și a rupt contractul de față cu presa acolo. În primul său mandat, Răzvan Cuc a fost susținut pentru preluarea Ministerului Transporturilor de Nicolae Bădălău. Ailești, de exemplu, are centura blocată de un deceniu. Ăla e un program național al transporturilor. Nu ați avut ministru al transporturilor de la Giurgiu, ați avut șef al DRDP, doi la rând, de la Giurgiu, domnul Dinu, domnul Mina, actualul președinte al Consiliului Județean. Domnul ministru care județul Giurgiu l-a susținut, nu a ajutat așa de mult județ. Cu asta l-ați propulsat. Câteodată ai și mână proastă. Tot în primul mandat al lui Răzvan Cuc la transporturi, fica lui Nicolae Bădălău a fost angajată la aeroportul București, iar soțul acesteia a fost numit în Consiliul de Administrație Altarom. Cum a ajuns fica dumneavoastră în CNAIR și apoi la aeroportul București și la fel soțul dânsei în Consiliul de Administrație Altarom? Fica mea a lucrat la aeroport și a dat demisia, cred că are 6 luni, dacă nu mai mult de un an.
cum a ajuns acolo? A dat concurs? Universitatea și a fost contractual. Explicați-mi puțin, soțul fetei dumneavoastră, cel calificat mai exact să conducă o companie strategică prin Cătarom. Ce a făcut înainte? Unde a fost angajat? Că bănuiesc că îl cunoaște. Capacitatea lui. Nu eu l-am promovat, nu era soțul fiicei mele la acel moment. Să-l întrebați. Vă cunoșteați cu dânsul, nu? Cred că-l văzusem de două ori. Cred că-l văzusem atât. Răzvan Alexandru Marica, soțul fiicei lui Nicolae Bădălău, a absolvit Universitatea Spiru Hareț și are un masterat de la Universitatea Dimitrie Cantemir. Înainte de numirea în Consiliul de Administrație al Tarom, lucra pentru firma familiei Bădălău, NBG SRL. Numirea a fost făcută în timpul primului mandat al lui Răzvan Cuc, pe 23 iunie 2017. Fata și soțul dânsei a fost și dânsul CEA la Tarom, parcă. Nu mai știu. Nu, de fapt știu, am auzit și eu în presă că a fost la o companie la, nu mai știu. Giurgiu este un județ în care s-au investit sute de milioane de euro, însă viața oamenilor nu s-a îmbunătățit pe măsura banilor cheltuiți. Așezat strategic între Dunăre și capitală, județul pierde bani și oportunități, pentru că politicieni de la toate partidele aruncă vina de la unul la altul și pierd ani de zile împodmoliți în hârtii, proceduri și interese de partid. Vă mulțumim pentru toate mesajele și vă așteptăm cu imagini nedifuzate la podcastul nostru săptămânal. Revedeți materialele ediției pe romaniateiubesc.știrileprotv.ro. Atât pentru astăzi, vă las acum cu știrile ProTV. Toate bune!